Salut și eu, am găsit un nou episod din Punch Club. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom încerca să îl batem pe tipul ăla din campionat. Am ajuns la el să-l batem la Modern Mike. Hai să vedem. Începem în forță. După cum vedeți aici am 20 agilitate, 8 la stamina și 4 la strength. 20 la agilitate pentru că mi-am luat o poțiune de aia, de fapt cred că am 18. Dar oricum ne mai antrenăm și vedem. Sper să fie suficient pentru a-l bate pe acest tip. Deja vedeți că suntem într-o arenă de asta mai specială, pentru că e un campionat de la mare. Dar, what the fuck, 60 combo mi-a dat, i-am dat 31 într-o lovitură. Bate foarte bine tipul ăsta. Și nu știu încă dacă suntem suficient de bine antrenați, dar rămâne de văzut. Ce-i bine e că eu rămân cu energia, iar el nu. Și asta e un avantaj destul de mare pentru noi. Dar și el când îmi dă lovituri, îmi dă destul de tare. Combo 42, holy shit. Și are și el un skill în care eu mi-au damage când dau în el. La fel cum avem și noi. Pare a fi cam la egalitate cu noi. Bine, deși el are 14, 11 și 11. Da, e oarecare egalitate. Uitați câți damage îmi iau din cauza că îi dau combo-uri. What the fuck? E apropiată lupta asta. Dacă nu-mi dă un combo de la mare, am posibilitatea să-l bat. Dacă primesc un combo de la de 100, nu o să-l bat. Hai să vedem. Încă puțin. Te rog, eu joc. L-am bătut. Bine așa. Bun, și asta a fost prima bătaie mai serioasă. Acum când mergem la Din Kong, hai să vedem ce ne zice. Mergem aici și zice așa. Pentru a-l bate pe următorul, care e Mighty Bruce, avem nevoie de 800 fame. Pentru a face fame, ai nevoie să faci diferite chestii, cum ar fi să dai o petrecere, să te folosești de chestia asta cu shoot a movie. Și asta chiar cred că o putem face, shoot a movie, și vedeți că ne-a schimbat chestia asta din spate. Hai să vedem cât de mult rezistăm contra ăstora și cât fame putem face din aceste lupte. E foarte greu jocul la nivelul ăsta, adică la început era ușor, nu era mare chestie, acum în schimb la final e foarte mult grind, adică cred că am stat vreo 2 ore să fac skill-urile astea și să fac stats-urile pe care le-am făcut acum. Și e dificil, dar am zis că îl vom termina, așa că îl vom termina. Dacă vă place nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu episoade. Primul l-am doborât rapid. Ideea e cât de mulți pot să dobor în această perioadă. Fight! Hai să vedem. Bun, win. Ei, și acum trebuie să continuăm, dar cu aceeași viață pe care o avem. Da, hai să vedem. E un fel de setting cu pirați, cred, și noi ne batem cu pirați. Deși nu văd în ce film ar fi un boxer care se bate cu pirații, dar poate există filmul ăsta și eu nu știu. Sau poate se va face pe viitor. Cine știe. Așa. Hai să-l batem pe ăsta bine de tot. Oricum suntem spre finalul jocului. Practic noi trebuie să ne antrenăm să facem așa și să batem vreo 4 oameni, am impresia, în aceste arene. Și după ce facem chestia asta, ajungem pe arena finală și aflăm și noi secretul jocului. Momentan mă țin destul de bine. 163 din 172. Decent și chiar putem continua peste... Eu zic că ajungem la al doilea prize. Nici nu trebuie să ne chinuim foarte mult. Doamne, ce bătaie dă! Ați văzut ce viteză are când îi dă? Din runda a treia deja e gata. Bun. Avem posibilitatea să luăm prize-ul ăsta. 50 fame e mult prea puțin. Așa că vreau să mă duc spre 250 fame sau 400 fame. Hai să vedem. Continuăm. Și în funcție de cât de multă viață mi se ia mie din caracter, vom vedea dacă continuăm mai mult de următor prize sau dacă rămânem acolo sau vedem. Momentan suntem ok. Dar încep să vină din ce în ce mai puternici. Totuși build-ul meu e ok, e decent. Se descurcă împotriva lor. Dar la ultima bătălie am fost cam aproape, adică la aia mare. Așa că ar trebui să ne mai antrenăm, eventual să-mi cresc și eu stats-urile natural către 20. Că v-am zis că am 18 cu poțiunea aia. Am 20 cu poțiunea aia. Puai de mine ce bucăți de... Problema e viața. Am 161, am ajuns la 115.
Și nu știu cât o să mai rezist. Mai facem încă o luptă ca să trecem la asta și după aia nu știu dacă o să riscăm. Cred că nu o să risc, cred că o să rămân. Că în episodul anterior am riscat și am pierdut totul, așa că mai degrabă nu riscăm. Că nu știu ce fel de luptător o să vină. Și decât să pierd tot progresul pe care l-am făcut, mai bine nu. Că până și aici vedeți că mi-a din viață și nu data mă trezesc cu unul care vine și dă un combo de ăla de 100 și uite câtă viață am, 80. E gata, m-a lăsat la pe jos. Combo 31, 11, e bine. Da, niciun caz nu o să cobor mai jos de atât. E perfect. Bun, și am o să-i dăm pur și simplu take prize. Și am dat așa, 500 de dolari, 15 puncte de upgrade și 250 de fame. 250 de fame destul de mult. Dar nu poți să faci asta constant. Adică o faci, uite, faci o dată și pe aia trebuie să aștepți încă două zile. Nu poți să faci constant. Upgrade-urile mi le-am făcut și pentru bani și pentru faimă la maxim, după cum vedeți aici. Și acum dacă vreau să-mi iau mai mulți bani, ne cheltuim ăsta. Dacă vreau să iau de-astea, folosesc ăsta. Hai să ne folosim de ăsta. Dacă vreau să iau faimă. Și apropo de asta, ăsta poți să-l oprești când vrei. Treci pe la frigider și să iei de mâncare. Problema e că noi nu avem nimic de mâncare acum. Așa că o să mergem până aici. Am nevoie de viață. Vezi că nu mai am viață deloc acolo. Order pizza. Hai să luăm. Ce să luăm? Ce să luăm? Asta de aici, uite așa. Ne băgăm viața la loc. Și hai să vedem dacă are vreo chestie de aia specială. Ask about special pizza. Business going very well. A, nu asta era. Era aia la ta. Am apusat greșit. A, ba nu, asta era. Take one. Hai să vedem. Wow! You hear a scary noise. Auzim... Oh, ia uite, a venit ăsta. I am the strongest. Cel mai puternic dintre toți frații. Ok, hai să vedem. Da, cel mai puternic, dar nu o să ne facă față. Nu cred. Adică are destul de multe skill-uri, dar... Hai să vedem. Dacă reușește să ne bată. Vă că el dă și cu ceva, vedeți? Oh my god, combo 30. Dă cu ceva, nu dă doar cu pumnii. Nu știu cum se cheamă alea. Dacă știți voi cum se cheamă, să-mi lăsați în comentarii. Why, what the fuck, ce combo, 65, glumești. Ok, am dat un combo de 65, sunt uimit, na, nu cred că am mai pățit chestia asta până acum. Fai de capul meu, ia uite. Huu. Bine așa. Ala vrea să mă bată și dă mine și ia damage. That was a good fight, what the fuck a venit ăsta aici? Don, you really did it, can you... Call Dundee now. Nu mai sunt frați. Ce vrei ca reward? Nothing, it was great fight. It's great. Nu prea. Cred că s-a băguit ăsta că m-a dat acasă. Da, Allerbay. It's be great if you could pay for all the pizzas that you delivered. Nothing, it was great honor to fight. Ba nu știu ce să zic. Zic ăsta, abarnam. Sensei vrea să ne batem. Ne batem cu Sensei. Ia uzi. Ne învață a Tail Strike. Tail Strike. Dar nu avem coadă, ci că bătaia cu coada, dar nu avem coadă. What? Și acum mi l-a dat pe ăsta aici. Nu știu dacă alegem altceva, probabil primeam altceva, dar asta am ales eu. Nu știu unde mi l-a dat pe ăla. Dacă mi l-a dat de direct. Habar n-am. A zis visit us sometimes. Ia uite, mi-a dat o zonă nouă. Dacă îl vizitezi din nou, zice ceva? Nu poți să mergi mai încolo de el, practic. Că probabil să vrea să-l vizităm în altă zi. Bă, interesantă chestia asta. Nu mă așteptam. Hai să vedem dacă a făcut cineva cafea în casa asta. Avem nevoie de ceva cafea pentru energie. Bineînțeles că nu avem nimic. Vom merge până la alimentară. Asta tot timpul mă complimentează, zice că arăt mai puternic decât ieri. Așa. Și asta ar trebui să fie suficient pentru că ăsta oricum facem mâncare în fiecare zi, așa că e ok. Doar că să ne mărim energia și pe aia să ne antrenăm puțin, pentru că nu ne-am antrenat aproape deloc. Aaaa...
A, și uitasem să fac asta, continuu. Chiar hai să văd dacă îmi dă, din prima toată, tot fame-ul, facem și bătălia asta. O, ia uite. Hai să vedem dacă să meargă. Habar n-am. Posibil să ne luăm bătaie urât rău de tot. Dar, până la urmă, despre asta e vorba în jocul ăsta. Și toate caracterele astea imită caractere reale. Adică, asta nu știu cine e. Cred că e Bruce Lee sau ceva? Habar n-am. Voi cred că știți mai bine. Dacă ați recunoscut, primul era Modern Mike și ăsta e ceva... Seamănă cu Bruce Lee, cred. Să mă uit la nume. A? Mighty Bruce. Cred că e Bruce Lee. Nu știu, lăsați-mi în comentarii cu cine m-am bătut astăzi. Cu Modern Mike și cu Mighty Bruce. Cine sunt ăștia ca și caractere, ca și oameni reali în viața reală? Pentru că din ce am văzut imită lumea reală. Dar văd că îl facem praf, e bine. E chiar foarte, foarte bine. Ia uite. Mamă, ce bătaie dau. Fără niciun stres. Bun, hai să vedem pentru următorul ce avem de făcut. Pentru următorul avem nevoie de 1200. Bă, având în vedere că am o grămadă de bani, pot să fac asta. Problema e că în momentul în care faci asta, îți scade... uite, a scăzut la 19 și mai am încă 2 zile. Și gândiți-vă că o să scadă la 17, dar o să mă mai antrenez eu off camera probabil, dar trebuie să facem asta, n-avem ce să facem. Așa, cât avem? Uite cât de puțin mai trebuie. Dacă mai fac o dată, n-am timp. Mai dau să mai fac o dată, să văd dacă e timp. O să trag în ziua următoare, știți, și asta e faza. Too tired. Avem, ar trebui să avem și cafea. Băgăm absolut tot în noi. Mergem înapoi. Hai să vedem. Într-o party. Mă, sper să fie tot în aceeași zi. Merge? Oi, că a mers. Practic, noi am mirosit puține puncte aici. Hulk Hogan. Asta nu e ceva de genul Hulk Hogan sau Hogan sau ceva de genul. Nu mă pricep deloc, dar probabil o să-mi ziceți voi în comentarii. Mamă, mi-a dat un picior cu... Mamă, ce bătaie îmi dă ăsta. Și e și mare, 326. Deci ăsta îmi dă un picior și mă rup în două. Da, cred că o să trebuie să mă antrenez mult mai bine pentru ăsta. Mult, mult mai bine. Nu cred că pot să-l bat. Momentan, cel puțin. Decât dacă îmi rămâne stamina, dar deja el are stamina mai multă ca mine. Băi, i-a scăzut viața destul de mult, da? Cred că o să trebuie să mă antrenez mai bine. Doamne, dacă l-aș bate și pe ăsta, aș fi așa mulțumit. Nu știu dacă o să meargă. 28, nu. Trebuie să folosești de damage-ul lui, practic. Na, mi-a dat un pumn, mi-a dat 43. Glumești. Un pumn mi-a dat 43. Mi-a scăzut puțin fame-ul. Dar ar trebui ca tot... Da, majoritatea fame-ului încă mai e. Așa că... Putem să ne mărim... să ne mărim banii și să luăm 1725. O să ne scadă stats-urile, dar... Nu e o problemă atât de mare momentan. Magic, you feel pretty bad, you're getting tired and hungry faster. Da, pentru că am luat chestiile alea și am 5 zile cu problema asta acum, dar probabil o să trebuiască să mă duc la doctorul ăla, să văd dacă mă poate trata. O să dăm bani și tot ce trebuie, dar... Sau, cred că pot să mă duc tot la el să iau o poțiune să mă tratez. Ia stai să văd. Dacă mă duc la Sporting Goods Store, ai vreo poțiune ceva să mă tratez? Costă mai mult poțiunile lui acum, adică. Da, nu are poțiune care să mă trateze aparent. Iar de la asta nu mai am ce să cumpăr, nu mai am văzut să cumpăr nimic. Hai să văd dacă mă poate trata doctorul. Dacă nu, înseamnă că 5 zile de acum încolo o să trebuiască să pierd mai multă viață. Viață. Pierd mai multă mâncare, stamina și tot felul. Da. Am dat și tot degeaba. O să trebuiască să suferim cu asta, n-avem ce să facem. Oricum, în momentul în care vine episodul următor, o să dispară chestia de acolo.
Dar până atunci, da, asta numai la injured. Numai la injured poate să-ți facă ceva și să-ți dea viață înapoi, dar în rest nu face prea multe. Tipul ăsta face ceva? Nup, absolut nimic. Ba, aveam o grămadă de bani, așa că ar trebui să ne folosim de ei. Mergem la Casey, order pizza și băgăm în noi și happiness avem nevoie. De fapt, happiness am nevoie. Așa, și acum mergem la grocery store, mergem și aici și luăm niște energie. De fapt, o să iau niște energie la pachet. Și pe asta mergem la sală. Și important, când ești așa late game, să te duci să te bați cu ăsta. Dar nu încă. Că de aici poți să-ți iei skill point-uri, altfel nu prea ai cum. E skill point-uri puține din restul activităților, așa că... Așa, și dacă toți suntem la sală, o să ne și antrenăm aici puțin. Mergem aici, băgăm noi energie, cât încape. Bun, perfect, la maxim. Și asta trebuie să faci în late game, adică spre sfârșitul jocului trebuie să nu mai dormi și să te folosești de energy drink-uri cât de mult posibil. Veți observa că în momentul ăsta îmi crește foarte greu acest stat, agilitatea. Și asta e din cauza că sunt la high level. Dar în momentul în care îți combini una cu alta ar trebui să fie decent. Adică faci asta și îți dă la ambele. Și în felul ăsta reușești să le crești pe amândouă simultan. Trebuie să aștept să plece statusul ăsta de aici. Uite, a trecut o zi. Ține 5 zile. Și mă afectează. Mi se face foame mai repede, obosesc mai repede. Asta e, dacă m-am jucat cu poțiunile alea. Acum avem de suferit, da? Nu e nicio problemă. Învățăm. Oricum, poțiunile alea sunt bune. Înainte de o bătălie, dacă te duci și ți iei o poțiune de aia, să știi că te ajută destul de mult și pe mine m-a ajutat. Am trecut de bătălie de care aveam nevoie și acum, na. Asta e, 5 zile o să stăm așa. Nu e o mare pierdere. Mergem și la coarda asta. Și asta îmi dă și stamina și agilitate. Și pe ce termin cu astea, o să-mi recapăt eu energia de aici. Mergem și facem un sparing fight și pe aia ne întoarcem acasă, că și acolo avem o grămadă de chestii de făcut. Așa, și acum pur și simplu mă voi duce să bag energia la loc. 3400, mergem așa. Sparing fight. $20 te costă să faci asta și în momentul în care o faci primești puncte în schimb și asta e beneficiu. Nu e o bătălie de care să te sperii că m-ar putea bate asta sau ceva, în niciun caz, dar e bună. E bună pentru că în felul ăsta faci grind de puncte. În momentul în care l-ai bătut, nu mai poți să-l bați o zi întreagă, am impresia, trebuie să aștepți ziua următoare, dar în fiecare zi dacă te duci să-l bați, faci puncte. Și o să vedeți că când ajunge foarte la puțină viață, o să se oprească. Ah, aparent nu. I-am dat un punct prea tare. Până acum se oprea și zicea că gata, ai câștigat. Dar avem 35 de puncte, asta înseamnă că putem să ne luăm un skill nou. Kick Dropper îmi dă un Agility Focus. Da, vreau asta. Pentru că vreau slotul de asta ca să-mi pun un skill nou. Mergem aici. Hai să o facem să fie in love. Primim statul ăla și ne mai ajută. Make a gift. 150. Și ca să nu-i dai două gifturi dacă n-ai mai vorbit cu ea de mult, recomand să vorbești cu ea. Chat, îi dai un gift și vorbești cu ea. Și pe asta ar trebui să funcționeze, să dai fall in love. Acum nu știu dacă o să meargă. Are we actually together? Vezi, nu merge. Asta înseamnă că trebuie să-i dai două cadouri și n-ai ce să faci. Așa. I-am dat două cadouri. Și acum fall in love. Oh, sweetie, I'm happy for you. Bun, ok. Așa, acum suntem in love și o să ne mai ajute puțin statusul de in love cu chestia asta. Energie n-am nevoie, băgăm mâncare. E că am luat prea multă mâncare, dar nu, are nici importanță. Câtă mai am nevoie, câtă faimă? Da, nu foarte multă, problema ar fi alta. Problema ar fi că trebuie să mă antrenez mai bine ca să-l bat pe ăla. Și pur și simplu n-am ce să fac, trebuie să mă antrenez mai bine. Dar aici când te duci, uite, bara asta de aici nu observasem data trecută, dar îți dă atât de bine și agilitatea și stamina încât mi se pare cel mai bun echipament din toată sala.
Și repede, adică nu stai deloc. Imediat faci. Mă enervează faptul că de fiecare dată când trece ziua, îți cad astea automat și e cam aiurea faza asta. Uite, a trecut ziua, deja mi-a scăzut o grămadă din progres, deci practic trebuie să mă apuc din nou să fac chestia asta. Și de aici vine grindul. Da, pentru că trebuie să stai ore întregi să faci chestia asta, ore în viața reală. Dar voi sta off-camera să fac grinding-ul și părțile interesante vi le arăt în video, ca să fie mai ok pentru voi, să nu vă plictisiți. Zic că e cea mai ok așa, adică povestea și toate astea și importantele vi le arăt în video. Bun, facem aici, facem puțin și aici. Vreau să-mi cresc ăsta 18 să fie până pe aici pe undeva. Când începe să-mi dea jumătăți, atunci ne schimbăm. Sau nu, jumătăți când începe să scadă dintr-un cerc de ăsta. Acum ne schimbăm, ne băgăm la ăsta și ăsta îți oferă bine. Chiar super, super bine. Așa. Chiar nu știu ce aș putea să-mi iau ca să-l bat pe Hulk Hogan ăla. Dacă aveți sfaturi voi, ce m-ar ajuta mai mult să-l bat pe Hulk Hogan, îmi spuneți în comentarii. Și acum pac, din nou, trebuie să te bagi pe treabă, să faci. Pentru că au scăzut staturile din nou, dar scad din ce în ce mai puțin dacă faci mai mult. În principiu, în fiecare zi ar fi recomandat să te duci. Eu fac așa că ajung mai repede. Dar să te duci să mănânci și să bagi energie, pentru că ăștia tot timpul în fiecare zi să fac cafea și tot ce trebuie. Și avem așa, două cafele de astea sunt suficiente, chiar una singură era, două, e bine. Și acum pur și simplu ne vom duce și ne antrenăm din nou și facem asta peste 18. Și astăzi asta, facem asta peste 18 și asta eventual 8 la jumate. Stamina. Nu o să mă mai folosesc de substanțe de alea până când nu mi se duce Magic Fever. Că nu e ok deloc. Ok, ne băgăm pe ăsta, deja s-au înjumătățit aproape. Dar nu mai avem foarte mult. Suntem aproape de final, probabil încă vreo 2-3 episoade și terminăm jocul. Mai am zis așa aproximativ ca să știți, nu știu ce exact cât mai e. Dar practic mai am vreo 3 lupte, după 3 lupte obțin medalia și pe aia vine finalul pe o insulă pustie ceva. Nu știu ce o să se întâmple, vedem în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!